Bine ați venit, dragii mei! Pregătim salam de biscuiți cu budincă, o rețetă simplă pentru cel mai cremos salam de biscuiți. Și folosim 300 de grame de biscuiți simpli, 500 ml lapte, 100 de grame de praf de budincă cu gust de ciocolată, 80 de grame de zahăr pudră cu aromă de rom, 100 de grame de ciocolată amăruie, 40 de grame de unt la temperatura camerei și o lingură esență de rom. Începem prin a pune aproximativ 150 ml lapte peste praful de budincă și amestecăm. Restul de lapte îl vom pune într-o cratiță, împreună cu zahărul pudră cu aromă de rom. Punem cratița la foc mediu, iar când laptele începe să fiarbă, adăugăm praful de budincă diluat, amestecăm de acum continuu până când budinca se va îngroșa. Și odată ce budinca s-a îngroșat, luăm cratița deoparte și adăugăm ciocolata amăruie, untul și esența de rom. Amestecăm bine până când ciocolata și untul se vor topi în totalitate. Urmează să transferăm budinca de ciocolată într-un castron în care adăugăm biscuiții rupți. Puteți folosi biscuiți populari, simpli sau cu cacao. Tot acum puteți adăuga fructe uscate, rahat sau nucă prăjită. Amestecăm foarte bine. Și transferăm compoziția pe folie alimentară. Aducem partea de jos a foliei peste și presăm ușor. Folia opusă și la fel. Și rulăm, dându-i forma unui sul. Strângem bine capetele. Ținem strâns și îl vom netezi rulându-l pe suprafața de lucru. Înodăm capetele. Și punem salamul de biscuiți la frigider pentru minim 6 ore. După care îl scoatem. Îndepărtăm folia. Și putem trece la porționarea lui. Este un salam de biscuiți foarte cremos, super aromat și sper să vă fie de folos această rețetă. Nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent cu următoarele rețete și să dați like și share acestui video dacă v-a plăcut. Eu sunt Adi Joș și vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune până la următoarea rețetă. Pa, pa!